Liderul Liginte întâlnește sâmbătă în cea de-a 18-a etapă nou promovată a ACS Poli Timișoara. Meciul este programat pe arena Marina Năstasoviș din Giurgiu cu începere de la ora 21:15. Este prima partidă pe teren propriu pe care Astra o dispută după mai bine de 3 săptămâni. Formația antrenată de Marius Mudică nu-și permite pași greșiți, așa că adversarul va fi tratat cu seriozitate. Bănățenii sunt pregătiți de fostul tehnician al Astrei Florin Marin și au ca obiectiv salvarea de la retrogradare, astfel că își vor vinde scump pielea la Giurgiu. ACS Poli evoluează și giurgiuveanul Marius Croitoru. Acesta a început sezonul la FC Botoșani, fiind capitanul echipei și unul dintre cei mai vechi jucători ai trupei moldave. Însă la mijlocul lunii august s-a transferat la Timișoara, formație pentru care a bifat deja 8 jocuri. Astra ocupă momentan primul loc în clasament cu 36 de puncte, în timp ce ACS Poli Timișoara este pe 10 cu 15 puncte.